Frați din Vaslui au încasat o bătaie soră cu moartea într-un bar din localitate după ce au fost atacați din senin de un grup de bărbați. Ambele victime au ajuns în stare gravă la spital, în timp ce agresorii au fost reținuți. Miza a fost un lanț de aur, spun frații bătuți, însă polițiștii îi acuză doar de lovire și tulburarea ordinii și liniștii publice. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede clar cum agresorii năvălesc cu pumnii și picioarele asupra celor doi frați, iar pe cel mai mare dintre ei îl lovesc până îl lasă inconștient. Totul ar fi pornit de la un lănțișor pe care una dintre victime l-avea asupra ei. A fost foarte liniștit momentan, până a observat lanțul de la gât la băiatul care a fost inconștient. Totul amenința că dacă te bat, anunți poliția că ți-au lanțul și chestii de genul. El a zis că eu lanțul nu-l dau, că ea lui și fratele lui era foarte amețit. L-a luat de haină și l-a trântit ceva de genul aici, eu dau câțiva pumni. Și-a luat leșin instant. Părinții victimelor sunt îngroziți. Copiii mei au fost efectiv loviți, distruși, bătuți într-un alt fără alt, fără ca să fie vinovați. Au venit acei 6 indivizi, s-au așezat acolo așa și au început să caute cu copilul meu discuții despre lanțul de la gât. Ei nu știau cum să ia de el. Mama celor doi frați se teme că fiii ei vor fi atacați din nou. Mi-e frică, normal că mi-e frică. Deci, dacă copilul meu era în mormânt, era bine. Ei au vrut să-l omoare și să-l liberi. De furia atacatorilor nu a scăpat nici barmanița. M-am ascuns în baie pentru că mă strigau. Și am zis, hai să sun din baie, așa am cuiat ușa, băiatul care m-a luat... M-a agresat, o venit după mine, o să-mi dau depunere și plângere, chiar dacă ei m-au sunat și au vrut să mă cumpere. Polițiștii au reușit să identifice pe agresori. Doi dintre ei au fost reținuți pentru 24 de ore și ulterior au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Polițiștii vasluieni au luat față de cei doi bărbați cercetați măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore. Ulterior, aceștia au fost prezentați judecătoriei Vaslui, care a dispus față de aceștia măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile. Unul dintre agresori este o cunoștință mai veche a polițiștilor vasluieni. Acesta a fost implicat de-a lungul anilor în mai multe astfel de altercații. Rudele celor doi frați bătuți spun că agresorul a scăpat de fiecare dată de gratii pentru că și-a cumpărat victimele.